podcastul lui Radu Prisăcaru. Episodul 20. Dezvoltare personală, frumusețe și sănătate. Cât de important crezi că este sportul? Pentru că, bun, sunt persoane care, să spun că au grijă de ten, au grijă de sănătate în general. Cât de important este sportul pentru a fi frumoși din punctul tău de vedere? Sportul este, este mediul prin care putem activa foarte bine circulația periferică. În momentul în care faci sport, circulația ta periferică este activată și nutrienții sunt duși la nivelul celulelor epidermei, ceea ce, da, ne face să eliminăm toxine, pentru că noi prin piele eliminăm și partea de toxine și ne face să avem o piele mult mai sănătoasă, organe mult mai fericite, mult mai echilibrate. Dar atenție, nu orice sport, adică biotipologiile hipocratice ne-au explicat formele corpului și modalitățile prin care putem fi într-un echilibru. De exemplu, sunt persoane care atunci când fac cardio le dau peste cap și își pierd echilibrul în echilibrul corpului. Sunt persoane care, dacă nu fac cardio, intră în energie feminină, în energie yang excesiv și atunci, practic, circulația lor sanguină este foarte, foarte redusă. Dar ei este recomandat cardio. Sunt lucruri foarte importante ce țin de sport și e important să găsești metoda care se potrivește, care te face să te tonifici în mod armonios. Nu să tragi de tine, nu să... Știi, tu ai avut o invitată și pe soacra mea care ne-a explicat foarte frumos că ne naștem cu un număr de bătăi al inimii. Noi chiar am învățat acum în această tabără de Tamchite că ne naștem cu un număr de bătăi al inimii și cu un număr de respirații. Și că este important să mai respirăm așa, mai calm, ca să avem o viață mai lungă. De asta, instinctiv, sportivii își reglează partea de respirație și partea de bătăi ale inimii. Chiar dacă îi fac excesiv sport, ajung la un moment dat să se regleze partea de respirație și de bătăi ale inimii pentru a fi în armonie, în echilibru. Așa că, uite, un secret al longevității este să avem mai puține respirații pe minut. Mai calm, mai zen, mai prezenți. Când suntem pe repede înainte, nu avem cum să fim prezenți. Când suntem conectați, tihniți, în acceptare, în ok, e bine așa, observăm ce avem de învățat, suntem în prezent. Ce să spun? Ai perfectă dreptate. Trebuie să învățăm prin respirație, cred eu, în primul rând, pentru că e cea mai ușoară metodă. Să fim... Exact, să fim în prezent, să trăim în prezent. Abonați-vă la acest canal, dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune, Radu Prisăcaru, pe data viitoare. Vă aștept pe www.raduprisăcaru.ro.